Prima mașină în familie a fost un A8. De aici a pornit și pasiunea pentru Audi. Și pasiunea continuă. Față de ce nu înțeleg unii că asta este pasiune? Nu trebuie să fii hater. Pentru că și asta are frumusețea ei, asta are frumusețea ei, asta are frumusețea ei. De astea nu mai zic, superbe. Și asta mai ales. Asta înseamnă pasiune. Ca să nu mai zicem de asta, trebuie să învățăm că fiecare mașină are frumusețea ei. Depinde acum cum o privești. Știu că lucrul ăsta, ceea ce eu spun, nu va opri hate-ul la adresa anumitor mărci. Dar măcar să încercăm. Uite, poate cineva se uită la clipul meu și ia exemplu și gândește că n-ar trebui să arunc un noroi în stânga și în dreapta, chiar dacă mie îmi place Dacia sau mie îmi place Opel sau mie îmi place Volkswagen. Fiecare mașină... Deci am ajuns într-un punct în care inclusiv să catalogăm omul, să criticăm omul, să ne înjurăm între noi doi pentru simplu fapt că ăla conduce ceva și eu conduc altceva și eu nu sunt de acord cu ce conduce el. Sau eu sunt de ideea că ce conduce ăla este o mașină de căcat. Foarte nasol. Foarte nasol. Sperăm ca încet încet să ne schimbăm un pic gândirea asta.